Într-un top realizat anul acesta de către pagina Trips of Discover, autorii ne spun care sunt cele mai potrivite destinații turistice de toamnă din Europa. Transilvania este una din zonele incluse în acest top. Unele orașe sau regiuni din Europa au un farmec aparte toamna. Astfel, Trips to Discover a realizat un top al celor mai frumoase destinații turistice ce merită vizitate în acest anotimp. Topul cuprinde 20 de orașe și regiuni europene care atrag turiștii prin obiceiuri, peisaje sau evenimente locale. Bavaria este o destinație turistică de top din Germania, în special datorită castelelor ei, dar și datorită culturii, al tradițiilor și a peisajelor. În regiunea Bavaria din Germania, turiștii pot găsi unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din Europa. Toamna este sezonul în care se desfășoară o mulțime de festivaluri de vin, precum și Oktoberfest. Vacanța dumneavoastră în Bavaria poate fi completată de drumețiile în Alpi sau vizitarea unor castele, precum castelul Neusfasten. Dubrovnik este un oraș situat pe coasta Adriatică, în Croația. Aici, turiștii au parte de o vacanță la prețuri accesibile, mult mai mici decât în majoritatea orașelor europene aflate pe țărmul mării. Vă puteți bucura de plajele magnifice, dar și de drumeții montane. Pe măsură ce temperaturile scad și vara se sfârșește, Budapesta, capitala Ungariei, este ideal de vizitat toamna. În acest sezon, în oraș se desfășoară o mulțime de festivaluri tradiționale și culinare, iar arhitectura deosebită poate fi admirată într-o perioadă în care orașul nu este aglomerat. De asemenea, turiștii pot vizita regiunile viticole din apropiere sau pot să se plimbe pe malul Dunării pentru a admira culorile ruginii ale toamnei. Istanbul este un oraș plin de obiective turistice, fiecare cu istoria și importanța sa. Cele mai importante sunt concentrate în zona centrală, dar există și altele ce merită vizitate în alte cartiere ale orașului. Acest oraș a fost inclus în topul celor de la Trips to Discover, fiindcă toamna, turiștii pot să se bucure de arhitectura specială a orașului, fără a face față temperaturilor caniculare din timpul verii, dar nici a vânturilor deosebit de reci și a temperaturilor scăzute din timpul iernii. În topul destinațiilor turistice de toamnă intră și Transilvania, un loc adâncit în legende și imagini ale castelelor medievale, în tonuri de sepia și lumina încețoșată a lunii. Aici puteți descoperi locuri interesante precum stațiuni de tratament, cărări pentru excursiile în munți și parcul național Retezat, orașe medievale fascinante, castele medievale, muzee de artă și hoteluri de calitate.